Iată așa. Nu mă pricep nicio iotă, pe bune vorbesc în acum. În schimb, există un om versat în toate, care le cunoaște și vă învață și pe voi cum să butonați corect, așa încât Facebook și Instagram să fie pentru voi o platformă de promovare, poate, a afacerilor pe care le aveți, nu? Scrie pe invitație că mâine, ora 18:00, are loc un eveniment gratuit, Demo Day Facebook, așa zice Dumitru. Cum zice el, fsem coffee, fsem paca, salut! Salut, Dumitru, bine ai venit! Dar cum adică gratuit? Stai așa, de ce faci evenimente gratuite? Ca să ce? Care e scopul? Scopul real sau scopul... E o pomană frumos. De mașină. Stai că există două scopuri. Bă, Dumitru, nu îmi plac unele. Nu, zic scopul real, de zic ce? Zic și eu dimineața să facem mai frumoasă, trebuie să zâmbim mult. Ok. Da. Nu, uite, real, noi periodic facem așa evenimente, pentru că numim noi share de experiență, în care pe parcursul trimestrelor noastre de lucru noi ne împlem de informație. Ok. Și dacă nu faci share, dacă nu o împărtești cu lumea, da. Se întâmplă două lucruri. Unul, se pierde. Doi, cu cât mai mult tu, ca om simplu care începe, vei înțelege ce înseamnă social media, okay. cu atât mai mare probabilitate că ca viitor client, okay. al meu, ori altcuiva, vei fi mai conștient. Au de câștigat toți. Deci piața va deveni mai conștiincioasă asupra acestui domeniu. Noi asta facem deja 2 ani de zile. Trebuie să recunoaștem că ăsta este viitorul, pentru că comerțul, pentru că e strada, show business în general, tot. Și nu numai, dar probabil tot ceea ce înseamnă viață deja este transferată pe mediul online. Da. Pentru că nu mai ieșim din casă să facem cumpărăturile, facem direct din canapea de acasă, pentru că nu mai căutăm să mergem, spre exemplu, la agențiile de turism, să ne bronăm, să ne luăm bilete, să mergem, să ne bucurim, dar facem asta de acasă. Tot din pat facem, tot din, de pe scaun, da, știi? Și asta pe de o parte e bine, pe de altă parte nu e. E cu siguranță, pe de o parte nu bine. Și offline-urile care noi le facem, evenimentele, pentru că ele nu o să fie în online, aș putea face webinare, ori preînregistra aceste cunoștințe, dar se întâmplă al doilea element care se numește networking-ul, așa mai catchy, mai modern. Networking. Mama, acasă o să-ți explic ce asta networking, bun? Asta când ieși în mahală. Da. Iată, mama, ți-o explic asta când ieși în mahală, când nu-ți chem mahala la tine. De la poartă, da. Știi când foarte bine, foarte bine, bun. Asta când ieși în mahală. Și respectiv, după aceste 2-3 ore de cunoștință, de share, de experiență, noi comunicăm și chiar se întâmplă un moment destul de frumos. Despre ce este evenimentul de mâine? Ce aveți de gând să comunicați cu oamenii? Despre... Eu acum fac MBA-ul și avem un modul foarte mare de marketing. Revenind de la MBA chiar zilele acestea, am schițat un pic tot programul care l-am trecut acolo și vreau să vorbesc despre faptul că social media, rețelele de socializare, nu sunt marketing. Rețelele de socializare sunt doar un segment mic și cum trebuie de lucrat cu el? Poate doar o platformă? Ele sunt mai multe și fiecare din ele sunt o platformă. Facebook, platformă, Instagram, Adnaclasnic, TikTok. Apropo, TikTok? Ai auzit? Prima dată Adică copiii voștri să fie în TikTok, dacă nu sunt deja. TikTok, ce-i asta? E pierdut. Ce-i asta? TikTok, da, acum o parte din audiență care se uită întreabă, dar și asta Facebook? Deja toată lumea e o rețea socială care prinde foarte, foarte, foarte mare popularitate. Curând va întrece și Instagram-ul și Facebook-ul, se planifică. Se vorbea despre generația așa, da? Nu 10 alfa. Ca prezență de populație, da. Dar știi de ce? De ce? Este un detaliu mega important. Acolo nu sunt părinți. Ce, nu? Corect. Nu sunt părinții. Nu sunt părinții? Da. Și copiii tinerii sunt acolo pentru că n-au control. Mai libertini acolo sunt, da? Ca și WeChat-ul. WeChat-ul deja este un alt. Nebunie mare acolo, da. Mai mare și mai este Snapchat. Da. Însă în Snapchat deja sunt părinții, asta știi, dar e ca în TikTok, nu. E un fel de stories. Deci asta ce spuneai tu mai devreme, generația 10? 10 alfa. Asta ce? Ce se mănâncă? Generații care acum au 10-15 ani. Așa. Și ei sunt non-conformiști, se numesc, în rusă le zice hudoșnici. Ei nu au regulă, așa. Trăiesc cum vor. De atâta, dacă ați observat, sunt generația alfa, ar fi copii, aveți copii. Da. Câte... Are copii. Eu nu. Și dacă ați observat, pe YouTube, când se uită foarte repede. Adică se uită la un desen animat și chiar în mijlocul desenului animat îi schimbă alții. Este vizualizare ciclică, ei nu se uită mai mult de 8 secunde. Este desen animat de statare vestit despre urs și el e foarte repede, foarte dinamic. Da, da.
Aha. De atâta este o generație nouă care consumă inclusiv în rețele de socializare, ce discutăm noi. Și dă repede pe an ceva, da, pentru că stau ferestre acolo. Chiar în mijloc. Uh-huh. El în timp ce se uită încă face scrolling. Da. Și te uiți, te nervezi. Și nu te uiți până la urmă. Acolo era ideea principală. Stai că mama deja primit. Eu am testat cu copiii mei. Și le-am arătat desen animat care din copilărie mea. Cu, știi când plastilina se mișca? Da, da. Ei nu se puteau uita. Deci ei nu înțelegeau care e ideea. Ce vrei să zici, tata? Doamne, generația asta de copii despre care vorbești tu, nu doar că au ca și mentalitate altceva în cap, dar ei și ca fizic sunt un fel de sedentari care cresc și proporții. Mai scurt, nu fac mișcare deloc. Da. Ei nu știu de mișcare, ei nu știu de cărți să citească, mai greu poate, da, doar trebuie să-i scoți așa cu desirea, să-i duci la sală, când un copil de vârsta lor trebuie să alerge non-stop, să nu-l poți opri din mișcare. Și deși tu te ocupi, iată, cu social media și mai mult butonezi, te-ai schimbat radical. Eu când te-am cunoscut pe tine era așa, bolfea. Da, ai perfectă dreptate. Era bolfos, zic cum era el câteva ani urmă, ce ai făcut? Eu... Deci asta a alergat ăsta cu degetul, te-a slăbit? Nu, eu cred, eu, apropo, la mine chiar am diferite blocuri pe telefon cât timp să consum. Așa. Și chiar acum și te oprești la un moment dat? Îmi vin notificări câteodată că și la copii e pe iPad și eu pot să le în sistem, le pun maxim 40 de minute de YouTube pe zi. Uh-huh. Maxim le dau. Uh-huh. Maxim 2 ore în general de planșet pe zi. Și vin, văd notificare. Că vine, să-i mai dau timp. Și controlul asupra rețelei sociale neapărat trebuie să fie și trebuie să facem mai multă comunicare, mai mult să ieșim mahală. Ia că eu ies ultima perioadă tare mult în mahală. Povestește, vezi? Uite, de asta ies eu mahală. Da, în sensul ăsta, chiar e, online-ul e fain, dar el... N-are... Te rupe de la realitate online. Da, da. Și mai mult ca atât încă mai rău. Îți creează o realitate fake. Fake, exact. Hai să învățăm pe cei de acasă, Dumitru, pentru că sunt niște hinturi cu siguranță pe care tu trebuie să le cunoști. Să învățăm pe cei de acasă care sunt în familie, gen soț, soție, poate și copii, când vin acasă să se deconecteze de tot ceea ce înseamnă online. Să nu mai pună mâna pe telefon sau... Așa cum lași haina în cuier, exact. Intre, așa să lași telefonul. Să nu mai fii dependent deci, de el. Deci, pentru părinți, ce aș spune eu, primul nivel de securitate este la nivel de... Poate e mai complicată formularea, dar la nivel de soft. Poți, după, în browser, să blocheze anumite site-uri, okay. În general. Uh-huh. Le pui restricții. Da, da. Al doilea sunt softuri de mobil, deci în care tu pui de la ora cutare până la ora cutare. Și ce am făcut eu, personal, am blocat per general și am lăsat aplicații care în planșet, spre exemplu, să deseneze, ca idee, da? Da, adică da, da, da. Dacă și se blochează perioada de YouTube, să se conecteze doar ceea ce e comod, okay. Să citească. Okay. Dar cel mai simplu, asta este să creeze tradiții. E că elementul de tradiție în familie, per general, e o practică foarte faină, uh-huh. În care tu ai tradiția în fiecare vineri seară să faci cinema în familie. În familie, da, da, cu toată lumea. Respectiv, elementul, cu siguranță, nu este ceva care și-o să schimbe, dar dacă pentru cineva rezonează elementul de tradiție, e un instrument foarte bun ca venind acasă, da. Să creăm o regulă 1, 2, 3. Simplă. Și desigur că copiii se uită la părinți. Acum zine, poți să faci bani cu Facebook și Instagram? Da. Ca om simplu. Fără ca să om ai... simplu, poți să faci bani ca două roluri în contextul ăsta. Primul, în care tu poți fi specialist și noi avem o criză foarte mare de specialiști în social media. Chiar acum am lansat... Crezi? Că am presă fiecare a doilea om specialist în fiecare Instagram. Fiecare a doua companie. El vorbește despre altfel de specialiști. Specialiști care și-au făcut o poză, au băgat niște filtre acolo și bla bla bla. Da, era perioada cu mâța și ne puneam mâțele, era în mod. Da. Nu, uite, foarte multe companii, dacă o să intre pe portaluri de HR, caută specialiști social media. Da, și noi chiar am lansat acum un program în care noi instruim gratuit oamenii și trimitem la companii, iar companiile ne achită nouă pentru instruire. Adică am făcut așa un program, un fel de nu work and travel, dar learn. Learn. Learn and travel. Nu mă learn. Learn. Și tot în mahală. Oricum în mahală se duce. Da, tot în mahală. Bine, mersi, Dumitru. Perfect, foarte bine. Uite câte lucruri am aflat. Bă, asta cu scroll-ul nici 8 secunde și generația, cum ai zis? 10 alfa. E tu, mama voastră de 10 alfa. Să vedeți. Dar noi ce generație suntem? Noi suntem generația FS. 18. Ești Y? Y? Da, părinții noștri sunt G. 18 ani. Adică are 18? Arată bine, nu? Stai.
Așa-i. Asta că n-ai vrut să mă zi. Noi suntem generația apă cu fâs, Aura. Crede-mă, că le arăți copiilor acum. Apă cum... cu fâs? Apă cu fâs. Dacă le arăți copiilor cum se spălau paharele în aparatele alea 25 de capici, da, înțelegi? Da, da, da. Și turnai și după care puteai să torni doar din două feluri. Adică, bine, erau trei. Era cu zmeură, cu portocală, dacă erai barosan. Și apă minerală, adică apă. Nu, era colorant roșu, colorant verde. Asta e să zici. Dumitru, mersi pentru incursiunea de astăzi. Chiar foarte bună. Vă invităm mâine, Laura. Cât ai zis acolo? Așa e, 18. 18, da? Intrați pe pagina lui Dumitru de Facebook. Știu că nu mai ai loc acolo să dai accept, dar asta e. Nu e nicio problemă. Intrați că o să puteți să vedeți tot ce face omul, da? Și să faceți mai multă incursiune în această lume a social media. Hai, până ajungem la trainingul lui Dumitru.